Vorbim de debutul anului 2018, proiectele culturale, și aici ne referim la calendarul evenimentelor aprobat de Consiliul Județean Arad. Și anul acesta o să debutăm printr-un proiect de suflet și oarecum clasic al Centrului Cultural Județean, proiectul Filocalia, sub patronajul înalt al preasfinției sale și al Episcopiei Aradului. Anul acesta, Părintele Necula o să fie la Arad în data de 29 martie la Sala Polivalentă. La Sala Polivalentă pentru că el e un suflet care adună alături de dânsul foarte, foarte mulți oameni și atunci cea mai mare sală din Arad ne găzduiește în luna martie. Tot în cadrul proiectului Filocalia, în debutul lunii martie, în 9 martie, va fi corul Tronos la Catedrala Veche, iar enoriașii sau cei care vor în aceste zile să asculte vorbe de Duh sau oameni care spun lucruri importante pentru sufletul nostru sunt invitați, intrarea este liberă la ambele evenimente. Așa, și care e următorul moment în calendarul pe anul acesta, după Filocalia? Următorul moment este cel al întâlnirilor cu personalități. Vorbim despre anul centenar, este un an în care au trecut 100 de ani și suntem tot împreună și ne bucurăm. Așa că o mare personalitate a României, una oarecum care e adusă în zona mea, în zona mea profesională, este cea a lui Dan Puric. Va veni și ne va vorbi despre unire, despre centenar, despre români. Va fi în luna aprilie la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, tot așa va fi intrare liberă. Pe Dan Puric îl știe toată lumea din conferințele, nu numai pe teme religioase, dar și pe teme în ceea ce privește românismul, românii și tot ceea ce ne-a ținut legat în cei 100 de ani în țara aceasta. Ce planuri aveți legate de Școala Populară de Artă? Doriți o revitalizare, o readucere în prim plan a Școlii Populare de Artă? Școala Populară de Artă este un nucleu al talentelor oarecum neșlefuite. Aici vin copiii care în 4 ani de zile sau mai mult, pentru că unii rămân fideli profesorilor lor, ne arată lucruri importante. Numai că fiind într-o zonă oarecum închisă, am dorit să deschidem porțile Școlii Populare de Artă. Și ne-am gândit la bunicii noștri, ne-am gândit la copiii care nu au avut atât de multe posibilități cum sunt cei care sunt încadrați în Școala Populară de Artă și o să ieșim de data asta nu numai în oraș, chiar și în județul Arad. O să mergem spre centrele de plasament, spre zonele familiale, pentru că acum copiii sunt integrați în anumite case de tip familial și o să încercăm să mergem cu evenimente cu copiii noștri, aproape de alți copii, care nu au avut atâta noroc, să zicem, și atâta șansă să aibă și părinți, să aibă și profesori și să aibă căldura unui cămin. Așa că o să încercăm cu copiii noștri și poate să și găsim noi talente. Pentru că noi avem în cadrul Școlii Populare de Artă o formă de bursă, adică dacă găsim un copil talentat și el nu își poate plăti această sumă anuală, noi o să încercăm și de anul viitor o să-i încadrăm la anumite discipline, pentru că avem o varietate de discipline. Dar ne-am gândit și la bunicii noștri, la oamenii cu experiență de viață, care trăiesc în centre civilizate, în centre de bătrâni, în care au anumite acțiuni, au anumite activități și ne-am gândit să mergem și noi aproape de ei, pentru că vine 1 martie. Vine 8 martie, vin zile în care femeia este sărbătorită, în care bunicile noastre, cele care nu au noroc să aibă nepoți sau cele care au nepoți mai departe de el, noi ne gândim să mergem aproape de ei, să confecționăm mărțișoare, să le oferim mărțișoare și să facem anumite activități. Avem și școala de teatru, avem și clasă de teatru și clasă de chitară și cei de la profesorii de la pian sau de la vioară ne vom îndrepta și vom încerca să mergem cu mini-spectacole sau cu momente din ale Școlii Populare de Artă și să ne bucurăm și noi și ei de ceea ce se întâmplă aici la Școala Populară de Artă.